Timișoara, din orașul în care, în urmă cu exact 25 de ani, s-a strigat cu forță și curaj libertate. Timișoara al cărei balcon a făcut istorie. Domnule primar, vă rog. Stimați și dragi timișoreni, stimați și dragi cetățeni ai României, de oriunde ați fi. În urmă cu o lună, în 16 noiembrie 2014, peste 70% din cetățenii Timișoarei, adică mai mult de 7 din 10, au vrut ca în următorii 5 ani, președinte al României să fie domnul Klaus Iohannis. În campania electorală, domnul Klaus Iohannis a promis că, indiferent de rezultatele alegerilor, în 16 decembrie va fi în Timișoara. Ei bine, iată, în promisiune potrivită, îi avem astăzi alături de noi pe domnul președinte al României, Klaus Iohannis, care onorează manifestările noastre. Acum, sigur, domnia sa spunea că, indiferent rezultatul alegerilor, va fi în Timișoara. Noi l-am fi primit cu drag, oricum. Dar sper să fiu în asentimentul dumneavoastră, să o spun, că ne face mult mai mare plăcere să-l primim ca președinte al României. Domnule președinte Klaus Iohannis, stimați și dragi timișoreni, se împlinesc astăzi 25 de ani de la începutul Revoluției Române Anticomuniste, început care a avut loc aici, la noi, în dragul nostru oraș Timișoara. Avem astăzi seară, alături de noi, peste 200 de revoluționari, revoluționari autentici, mulți dintre ei răniți în zilele Revoluției, alții arestați, și ne exprimăm omagiul față de domniile lor. Vă rog să-i aplaudăm și vă rog să ne ridicăm în picioare pentru a ne exprima respectul profund față de ceea ce au făcut ei în acel decembrie 1989. Cei mai bravi dintre cei bravi, pe cei ce și-au dat viața pentru ca noi să fim astăzi liberi. Să păstrăm un moment de reculegere în memoria lor, ca semn de veșnică recunoștință și veșnică prețuire. Vă mulțumesc! Aici, cu toții, în această superbă sală a Teatrului Național și Operei Române din Timișoara, eu îl văd obligatoriu pentru noi timișorenii. Legământul că, întotdeauna, pentru noi, valoarea supremă va fi libertatea. Vă mulțumesc! Simt din aplauzele dumneavoastră că împărtășiți această propunere și, de urmare, o să închei spunând: trăiască Timișoara, leagăna libertății, trăiască România liberă! Și sunt acum onorat și îmi face o plăcere deosebită să îl invit pe domnul președinte al României, pe domnul Klaus Iohannis, să ne transmită nouă timișorenilor și, prin intermediul mass mediei, tuturor cetățenilor României, mesajul domniei sale cu ocazia
aniversării a 25 de ani de la începutul Revoluției Române Anticomuniste aici, la Timișoara. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, sărbuna, bună seara, bună seara Timișoara! Mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Este o mare, o mare și bucurie să pot fi aici în seara zilei de 16 decembrie 2014, la 25 de ani după ce Revoluția Română a început aici, în Timișoara. Am făcut promisiunea de a veni la Timișoara nu doar pentru semnificația politică și simbolică a momentului, ci din respect. Din respect pentru cei care și-au dat viața în 1989 pentru ca noi azi să trăim democrație. De ani. Atâția au trecut de când cetățenii Timișoare s-au ridicat împotriva dictaturii comuniste. Curajul lor a inspirat o întreagă națiune. Ei au arătat primii că aspirația spre libertate este mai puternică decât aparatul represiv al unui regim autoritar. Celebrăm astăzi momentele care au marcat debutul Revoluției Române. De aceea aici, la Timișoara, vreau să vorbesc în primul rând despre libertate. Este mai simplu să vorbești despre libertate în raport cu opusul ei, în contexte care o îngrădesc sub dictaturi. Este mai greu să discern ce înseamnă libertatea într-o lume care poate păstra bine aparența ei. Libertatea nu trebuie subînțeleasă, pentru că nu este lipsită de provocări nici astăzi. Chiar dacă diferite, aceste provocări există. Nu e niciodată inutil sau banal să vorbim despre libertate. A consfinți libertatea pe hârtie nu este suficient. Pentru că lipsa de opțiuni și de perspective, constrângerile sociale și economice, ineficiența instituțiilor care ar fi trebuit să servească cetățeanul, ajung forme de îngrădire a libertății. De aceea, în orice construim, suntem datori să avem mereu ca reper, ca principiu, libertatea. Aici, la Timișoara, comunismul a fost învins pentru prima dată în decembrie 1989. Regimul comunist s-a prăbușit așa cum s-a și instalat, prin crime și abuzuri. De prea multe ori am arătat că nu am învățat nimic din istorie, deci nu ne mai putem permite să ignorăm lecțiile trecutului, așa cum este conștientizarea ororilor pe care comunismul le-a produs în România.
Pentru mine, aceasta este cu siguranță o temă de readus în prezent, de repus în discuția societății. Viitorul democratic al națiunii române depinde de modul în care ne asumăm un trecut tragic, dar și de felul în care demonstrăm zi de zi că știm să apărăm libertatea, drepturile omului și valorile europene. De aceea, avem mereu nevoie de amintire și reamintire. Doar așa ne putem feri de comunism. România are nevoie de un mare muzeu național al comunismului, care să inspire proiecte educaționale mari, să inspire teme privind diversitatea, nevoia de toleranță, de responsabilitate civică. În calitate de președinte al României, voi preda pentru construirea unui astfel de muzeu, pentru că președintele trebuie să vegheze la cultivarea și protejarea memoriei națiunii. Un sfert de secol a trecut, din decembrie 1989. Foarte mult pentru o viață de om, suficient de mult pentru ca națiunea să facă un bilanț. Așa că avem datoria să ne întrebăm cu luciditate ce am făcut cu această libertate a noastră cucerită prin jertfă. Ce am făcut cu România în acest sfert de secol? Sunt lucruri pe care le-am reușit, fără îndoială. Am construit pentru România un sistem de securitate. Suntem membri ai NATO și avem un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii. Astăzi, România e o țară sigură din punct de vedere al securității și un partener credibil în lume. Am integrat România în Uniunea Europeană. Este și acesta un bun câștigat, rezultatul unui acord, unui proiect național unanim împărtășit. Avem o sumă de practici democratice încetățenite. Libertatea de exprimare, dreptul la proprietate și o cultură civică participativă deja vizibilă. Dar în același timp trebuie să ne gândim la restanțele libertății. Și să ne întrebăm, este sistemul democratic pe care l-am construit pe deplin funcțional sau nu? Sunt sistemele noastre publice eficiente sau nu? Este România azi o economie de piață performantă sau nu? A recuperat suficient din decalajul față de statele occidentale? Ne-am valorificat noi potențialul și oportunitățile sau nu? Răspunsul la toate acestea este mai degrabă nu. La aceste capitole și la multe alte avem restanțe. Unele chiar foarte mari. Am integrat România într-un sistem de securitate și în construcția europeană. Am pus-o pe un traseu democratic, dar am făcut prea puțin pentru oameni, pentru viața lor de zi cu zi. Această națiune este una cu aspirații puternice. Dacă nu le-ar fi avut, milioane de români n-ar fi luat drumul străinătății. Toți cei care am făcut sau facem parte din clasa politică, de 25 de ani sau de câteva luni, trebuie să recunoaștem sincer și direct. Da, avem o responsabilitate. Clasa politică este responsabilă pentru a nu fi reușit să construiască aici, în România, un spațiu pentru împlinirea acestor aspirații. Pentru a nu fi performat pe măsura angajamentelor, pentru a fi subestimat dorința de progres și prosperitate a românilor. De fapt, marea dezamăgire a oamenilor nu a venit, cred, doar din lipsa de rezultate, ci din lipsa de recunoaștere a restanțelor, din faptul că de fiecare dată s-a trecut mai departe,
ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Și că peste promisiuni neonorate s-au făcut alte și alte promisiuni. Clasa politică nu a înțeles pe deplin că odată cu libertatea vine și responsabilitatea, că odată cu puterea vine și răspunderea în fața oamenilor. Efectele acestui lucru se văd peste tot. Relația dintre clasa politică și cetățeni a fost profund deteriorată. Parteneriatul a fost înlocuit de neîncredere. Sunt generații întregi care pleacă în străinătate în căutarea unui loc de muncă și copii care cresc singuri. Sunt tineri care nu știu încotro să o apuce. Sunt oameni de vârsta mea care își găsesc cu greu locul în societate, deși au trăit deopotrivă apăsarea comunismului și greutățile tranziției. Sunt părinții și bunicii noștri care abia trăiesc dintr-o pensie și care toată viața au sperat într-o schimbare fără ca ea să vină cu adevărat.